Cine e? Scrie că numele ei era Abita Bishop și se pare că a fost cea mai celebră vrăjitoare din Salem. Vrăjitoare? Liniștiți-vă, vrăjitoarele nu există. În trecut, oamenii nu știau asta, iar femei nevinovate erau acuzate de vrăjitorie pentru că nu se conformau normelor. E groaznic, adică arată exact ca mine. Tu practici vrăjitoria? Bine ați venit la comemorarea, celebrarea și reabilitarea reputației istorice a orașului Salem. Eu sunt primarul Stockton, iar el e asistentul meu. Hei, salut, sunt Northrop. Iată câteva broșuri despre motivele pentru care reputația noastră e nemeritată. Nu sunt sigură că e chiar așa. Doar în 1692 și 1693, în Salem, peste 50 de femei au fost acuzate de vrăjitorie. 50? Tot orașul a luat-o razna cu vrăjitoarele? Razna? Sunt descendentul guvernatorului locotenent William Stoughton, care a supravegheat acele procese ale vrăjitoarelor. Nu voi accepta mânjirea numelui lui. Vedeți, au același nume, deci prin extensie mânjiți și numele primarului. Da, am înțeles conexiunea, mulțumesc. Oh, îmi cer scuze, n-ar fi trebuit să folosesc cuvântul razna pentru a descrie strămoșii voștri. Țăcăniți intoleranție mai aproape de adevăr. Daphne, nu a vrut să spun asta, domnule primar. Acum știm cu toții că nu există vrăjitoare, nu? Aici te înșeli. Vrăjitoarele există. De fapt, cineva folosește vrăjitoria pentru a distruge festivalul ăsta prin invocarea blestemului demon din Salem. Demonul din Salem? Înfricoșător, nu glumă, nu? Asta a făcut și Abita Bishop acum 300 de ani. Am auzit povestea asta. Abita Bishop a fost acuzată că practică vrăjitoria. În timpul procesului ei a apărut că invocă un demon. Confuzia și panica creată a dispărut fără urmă și demonul nu a mai fost văzut. Până acum. Vrăjitoare și demoni? Bun, am înțeles. Știți, sunt o mulțime de orașe de coastă care au fructe de mare grozave. Eu zic să aruncăm o săgeată pe o hartă și să mergem acolo. Săgeată? Bifat. Hartă? Bifat. Sigur, fugiți ca toți ceilalți. O să găsesc acea vrăjitoare și o voi aduce în fața justiției. Aici e Salem, nu ne plac vrăjitoarele, sunt ele. Northrop, ai grijă la va găsi acea vrăjitoare și o va aduce în fața justiției. Vorbește despre o vânătoare de vrăjitoare în secolul 21. E bine, trupă, cu siguranță avem un mister la dispoziție. Și trebuie să-l rezolvăm repede, înainte ca istoria din Salem să se repete. De acord, haideți! Adică Salem n-a mai avut probleme cu vrăjitoria 400 de ani până în ziua în care noi am venit aici? Tipic! Vechiul cort cu plăcinte. Imediat, mamă! Bine ați venit! Cea mai bună plăcintă din zona de est! Gustați! O mostră? Noi nu acceptăm mostre. Mostrele sunt pentru turiști. Investigator profesionist de plăcinte. Aha, profesioniști, nu-i așa? Ai înțeles bine! Da, și-am dorit să investigăm afirmația ta despre cea mai bună plăcintă din zona de est, doamnă... Brutar! Așa mă cheamă, asta fac. Ei bine, doamnă Brutar, cunoașteți legea. Vreți să mă provocați? Am ajutat la întocmirea legilor plăcintelor din 1983. Dacă spun că e cea mai bună, așa e. Dacă nu e, votau gratuit. Sper că ai plăcinte la fel de bune ca rimele. De care doriți? Cu afine, doamnă. Dați-i drumul. Scuipatul ăsta e de bine? Delicios? Demon! Dar, Daphne, pe vremuri pur și simplu din cauza lipsei de cunoștințe, oamenii dădeau vina pe vrăjitorie pentru nenorocirile lor. Asta nu e o scuză, sau poate e o scuză tehnic vorbind, dar nu e o scuză, scuză! Ce e, Fred? Țap. Nu văd niciun țap. Era chiar acolo! Se holba! Da, poate că ar trebui să ne concentrăm asupra misterului și să ne facem griji după ce se holbează țapii.